Familia poate fi formată în mai multe feluri. Programul se numește SOGI, adică orientare sexuală și identificarea sexului. Este o materie în cadrul căreia elevii din școlile de stat din Canada învață să celebreze stilul de viață homosexual și că sexul este schimbător. Nu contează sexul cu care s-a născut copilul, contează ce simte. In the moment. Există fete, există băieți, există copii care sunt și fete și băieți sau nu sunt nici fete, nici băieți. Lecțiile se predau din cărți care vorbesc despre copiii transexuali, precum 10,000 Dresses și cântece ca și The Rainbow Song. The choices we make, some boys like dressing up, some girls like catching snakes. Programul SOGI a pornit în Columbia Britanică în 2016 și se răspândește în toată țara. M-am întrebat cine a decis că acest program e potrivit pentru copiii noștri. Autoarea și vorbitoarea, Laura Lynn Taylor Thompson, luptă împotriva materiei SOGI. În prezent vedem rezultatele. Unii copii s-au speriat, se tem că și ei vor avea dubii cu privire la orientarea lor sexuală. Will I suddenly struggle with feeling like a different gender inside of my body? Kerry Simpson de la Garda Culturală și o oponentă a materiei SOGI a spus despre această materie că este un abuz asupra copiilor. Sunt denigrate toate acele calități minunate datorită cărora fetele și femeile sunt frumoase. Băieților li se iau toate acele trăsături specifice lor. Calitățile datorită cărora bărbații ne protejează sunt considerate un rău. Morgan Osher, un transexual și susținătorul programului, susține că este vorba de acceptare, nu de îndoctrinare. Ideea este să învățăm pe copii că există copii homosexuali și transexuali, că există părinți homosexuali și transexuali, într-o societate în care toată lumea e acceptată conform Declarației Universale a Drepturilor Omului. Rolul școlilor este de a învăța copiii să respecte legile. Simpson nu este de acord. Ea consideră că scopul programului SOGI este transformarea societății heterosexuale într-o societate în care totul este permis, unde nu există limite, unde nu există valori, ei impun un cult hedonist. Un alt exemplu răsunător e faptul că în școli sunt travestiți care spun povești. Astfel de ore au loc în Canada și în America, unde școli de stat și biblioteci invită travestiți. Unii se îmbracă precum niște demoni cu coarne pentru a citi povești copiilor. E un plan de destabilizare socială și în acest scop folosesc copii de 5 ani. Părinții s-au trezit la realitate și s-au opus. Când am întrebat despre drepturile părinților, Oja a spus: în Canada, drepturile părinților sunt limitate și drepturile copiilor primesc întâietate. Copilul are dreptul să fie protejat de părinte când părinții se comportă în mod neadecvat. Despre Canada se spune că este una dintre țările care apără drepturile homosexualilor. Multe dintre marile orașe au cartiere de gay, precum acesta din Vancouver, care are trecerea de pietoni în culorile curcubeului. Majoritatea homosexualilor, precum David DiCarlo, susțin programul SOGI și limitarea drepturilor părinților. Trebuie să schimbăm mentalitatea părinților. Copiii sunt bine. Este un mesaj înspăimântător. Conform pastorului din Vancouver, Kevin Cavanaugh, situația este mult mai gravă decât își închipuie mulți creștini. Profesorii, educatorii și administratorii nu reprezintă o problemă. Aceasta este o luptă spirituală. El spune că satana îi atacă pe cei mai vulnerabili, pe copii. Fetița a venit acasă plângând deoarece învățătoarea i-a spus că s-ar putea ca ea să fie un băiat în trupul unei fete, fiindcă ea s-a jucat cu jucării pentru băieți. Mama fetiței s-a dus la școală în următoarea zi. Ea nu a fost înțeleasă, a fost înjurată, i s-a spus că este homofobă, bigotă. Astfel, Taylor Thompson, Simpson și pastorul Kevin își răspândesc mesajul pe rețelele de socializare și la întrunirile organizate de primărie. Susținătorii homosexualității au avut o reacție violentă. Și-au manifestat ura, furia față de noi, ne-au intimidat, deși le-am spus că iubim, cu toate că nu vrem să trăim așa cum ați ales voi să trăiți. Vă iubim, dar nu suntem de acord cu voi.
We love you, but we do not agree with you. Conform pastorului Kevin, creștinii trăiesc vremurile descrise în 2 Cronici, capitolul 20. Cuvântul a fost acesta, împărat Iosafat, nu tu te vei lupta, ci Dumnezeu. Biserica se pregătește să lupte pentru copiii noștri. For what it takes to fight for our kids. Imediat după ce a fost numit președinte, Donald Trump a spus că vrea să ajute refugiații creștini care se confruntă cu persecuția și se pare că s-a ținut de cuvânt. Conform datelor de la Departamentul de Stat, mai bine de jumătate dintre refugiații care au fost lăsați să vină în Statele Unite în 2017 sunt creștini. 32% sunt musulmani. Numărul refugiaților a scăzut în mod dramatic în timpul administrației Trump față de perioada administrației Obama. Numărul refugiaților pentru 2018 este cel mai mic din ultimele 3 decenii. Un expert din domeniul imigrației a spus știrilor CBN că acesta nu este neapărat un fapt negativ. You don't want to just bring people here and just leave them be. If you make sure you're vetting better, but you're bringing less. Nu aducem oamenii aici și apoi abandonăm. Cu mai puțin oameni ne putem descurca mai bine și cred că acesta este începutul unei politici bune de recolonizare, o îmbunătățire a programului de recolonizare. Este bine că facem o reevaluare și o reformare a programului. Trebuie să vedem cum se integrează, dacă refugiații au nevoie de mai mult ajutor sau mai multă asistență. Președintele Trump este pe calea cea bună pentru că întregul sistem trebuie reevaluat. Do they need more help? Do they need more assistance? I think President Trump is on the right course to help refugees better, because the whole system needs to be reassessed. Dacă reducerea numărului de refugiați înseamnă o recolonizare mai eficientă pentru cei care vor deveni cetățeni americani, atunci, conform doctorului Rush, programul american de refugiați este mai eficient. Stronger. Reporting from the White House, Jennifer Wishon, CBN News. Unii cred că civilizația se răspândește, însă libertatea religioasă mai puțin. În prezent, în lume, 250 de milioane de creștini se confruntă cu persecuția. Asta înseamnă că o persoană din 12 se confruntă cu vreun pericol din cauza credinței. În fiecare an, grupul antipersecuție Open Doors întocmește o listă intitulată 50 de țări unde este cel mai periculos să îl urmezi pe Isus. Conform președintelui Open Doors, prima țară pe listă este Coreea de Nord și dictatorul Kim Jong-un. Imagine in your mind. Imaginați-vă un lider care se crede Dumnezeu, dar se comportă ca un animal care își devorează poporul. David Curry îi acuză pe extremiștii islamici pentru abuzurile cele mai grave, mai ales împotriva femeilor. Am găsit 2260 de femei care au fost obligate să se căsătorească, care au fost violate, care au fost molestate de extremiști musulmani. O persoană care militează pentru libertatea religioasă a spus că este important să ne amintim de cei persecutați, de exemplu de pastorul american închis într-o închisoare din Turcia. M-am întâlnit cu pastorul Andrew Branson în Turcia la începutul acestui an. El se teme că lumea va uita de el. Un membru al Congresului care luptă pentru libertatea religioasă a spus că Statele Unite ale Americii face afaceri cu multe dintre aceste națiuni persecutate. Cu multe dintre aceste țări facem afaceri de miliarde de dolari. E important că atunci când trimitem banii contribuabililor din aceste țări să știm care este situația. La începutul conferinței de presă, Curry a dedicat această conferință unei călugărițe de 47 de ani care a fost amenințată cu moartea pentru că a lucrat cu oamenii cei mai săraci din India în numele lui Isus. Doi extremiști hinduși au venit la clinica medicală condusă de ea. Au atacat-o, au violat-o, au drogat-o și au lăsat-o inconștientă legată de un pat. El i-a rugat pe creștinii americani să se roage pentru oamenii ca această călugăriță persecutată în fiecare duminică pentru a-i se face dreptate. Este evident, însă, până când vocea bisericii americane se va face auzită în această privință, nu cred că se poate face prea mult. Congresul ar putea să îl numească pe guvernatorul statului Kansas, Sam Brownback, în poziția de ambasador al libertății internaționale. Oamenii care suferă se află pretutindeni în lume și nu au pe nimeni care să-i apere, pentru că cei care ar trebui să
să-i apere nu sunt alături de ei. Avem nevoie de o persoană în această poziție. Această poziție nu ar trebui să depindă de vreun partid, democrat, republican sau independent. Persoana respectivă trebuie să lupte pentru libertatea religioasă a altor persoane. Persecuția creștinilor se răspândește. Nu trebuie să tolerăm acest rău, iar Statele Unite trebuie să continue să ceară socoteală prietenilor și dușmanilor noștri. Celor care cred că nu se mai poate face în această privință le spun că guvernul nostru poate să investească mai mulți bani, iar credincioșii se pot ruga pentru fraților persecutați în lume. Pe locul al 11-lea pe lista organizației Open Doors se află India. Pentru a ne vorbi despre motivele persecuției în cea mai mare democrație din lume, îl am alături pe episcopul Joseph de Souza. Este episcopul bisericii Good Shepherd și un apărător al drepturilor omului din minunata țară a Indiei. Îți mulțumesc că ai venit. De ce se află India la începutul listei pe locul al 11-lea? Am avut un an foarte greu în India. 2017. Da, 2017 a fost un an greu. India a ajuns pe listă probabil din cauza atacurilor locale efectuate de subgrupurile hindușilor de dreapta. Atacurile și persecuția a luat amploare anul trecut. De ce a fost anul 2017 un an mai dificil pentru credincioși? It's not just related to the Christians, sure. It's related also to the Muslims and Dalits and now also Hindus. There has been an increase. Nu e vorba doar de creștini, ci și de musulmani și hinduși. Actele de violență au luat amploare în India în ultimii 2 ani. S-au măcelărit vaci, au avut loc linșări. Apoi, conform propagandei false, creștinii sunt implicați în convertiri false și frauduloase. Nu au loc astfel de evenimente. În cazul în care totuși au avut loc astfel de evenimente, făptașii au fost prinși și judecați conform legilor anticonversiune existente în nordul țării. Propaganda, conform căreia creștinii subminează India și interesele Indiei, a încurajat actele de violență. Aceste grupuri care comit acte criminale, atacă minoritățile, nu sunt controlate și scapă pentru că ei se încurajează că partidul lor este la putere. Astfel pot face ce vor ei. Commit crimes or attack minorities with impunity because they think, our party is in power, so we can go ahead and do what we want to do. For many, many years, you have advocated. Ani la rând ai luptat pentru a se face justiție socială și pentru libertatea comunității daliților, a proscrișilor din India. Spune-ne cum lucrează acum Dumnezeu în rândul daliților, în rândul proscrișilor. I think the part of the movement that we are 20-25 years, we have come a long way. And as I said, mișcarea noastră care există de 25 de ani a străbătut un drum lung. Repet și voi continua să repet că India trebuie să renunțe la sistemul castelor. Toate religiile din India trebuie să găsească o metodă de a scăpa de sistemul castelor și să oprească opresiunea daliților. Deși mulți daliți au parte de libertate, demnitate prin educație creștină și lucrare spirituală, problema există. Have found freedom and dignity through Christian work and education and spiritual work and other kinds of thing. The problem is not over. În ciuda acestor provocări, biserica se răspândește? Still growing? The church has to grow, sure. In this kind of conflict, and you and I know that persecution has never stopped the growth of the church. Biserica trebuie să se răspândească. Noi doi știm că persecuția nu a oprit niciodată răspândirea bisericii. Suntem atacați, persecutați, dar noi devenim mai puternici. Frații noștri și surorile noastre continuă să fie o mărturie. Ei nu sunt sprijiniți financiar din exterior. Sunt localnici, rezistă, nu cedează. Dr. De Souza, a fost o plăcere să te am ca invitat la emisiune. Plăcere! Pi
Conform tradiției creștine din Japonia, oamenii participă la serviciul din ajunul Crăciunului. După aceea, în multe biserici japoneze, oamenii rămân să ia masa împreună. Este o ocazie bună pentru părtășie, pe care nu vor să o rateze, mai ales că mulți dintre membrii bisericii sunt unicii creștini din familie. Pentru familia Tamai, acest ajun al Crăciunului a fost deosebit. Charlie Tamai a spus cât de mult l-a entuziasmat faptul că după 2 decenii a putut urmări din nou Cartea Cărților, de data aceasta cu soția și cu copiii săi. În 1981, Cartea Cărților, realizat de CBN, a fost transmis de televiziunea japoneză de stat la o oră de maximă audiență pentru a evangheliza. Am urmărit Cartea Cărților în copilărie cu alți copii și am vorbit despre asta în ziua următoare. Pe atunci era ceva uimitor. Copiii au aflat despre Biblie datorită acestei emisiuni. Consider că este minunat că este transmis din nou la televizor. Familia Tamai a mai invitat încă 3 copii în casa lor ca să urmărească împreună cu copiilor primul episod tradus în japoneză. Ei au urmărit cu mare atenție povestea primului Crăciun. Copiii familiei Tamai, Yuri și Ku, se bucură că prietenii lor au avut șansa să se uite la Cartea Cărților. Au auzit pentru prima dată de povestea Crăciunului și prietenii lor au auzit pentru prima dată numele lui Isus. Noi suntem creștini, dar eu sunt îngrijorat pentru că ceea ce se predă la școală diferă de ce ne învață Biblia. Copiii noștri participă la festivaluri unde, prin dansuri, se evocă duhurile strămoșilor. Mă bucur că, prin Cartea Cărților, copiii noștri și prietenii lor pot vedea povestirile din Biblie și pot cunoaște valorile creștine. După ce au urmărit episodul, copiii au răspuns cu nerăbdare întrebării despre povestea din Cartea Cărților. Când au fost întrebați, ce cred despre emisiune? Îmi place foarte mult. Ne place să vizionăm Cartea Cărților. Lucille Talusan, CBN News. Operation Blessing a acordat ajutor gratuit unei comunități îndepărtate din Haiti care nu are centre medicale. O echipă de medici, farmaciști și asistente medicale a mers într-o misiune de 2 zile în satul Cornelion Grand Boa, unde au ajutat peste 600 de adulți și copii. Au îngrijit plăgi, au dus medicamente pentru eliminarea paraziților, vitamine și multe alte medicamente. Operation Blessing a găsit o soluție pentru a dezinfecta apa și astfel va îmbunătăți sănătatea publică. Operation Blessing continuă să slujească în Haiti după marele cutremur. Și după uragan. Da, și după uragan. Între preocupările constante ale Alfa Omega TV se află nevoia de ucenicizare a creștinilor din România și echiparea lor pentru slujire. În acest sens, promovăm lucrări creștine care contribuie la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Școala Internațională de Ucenicie Slujind ca Isus funcționează în cadrul organizației creștine Tineri pentru Misiune Mediaș. Proiectul se focalizează asupra individului care se pregătește pentru a merge pe terenul de misiune și se desfășoară în 2 etape, teoretică și practică. Școala Internațională de Ucenicie conține 3 luni de teorie în care vin anumiți profesori din străinătate sau din România care fac parte din Tineri pentru Misiune sau nu fac parte din Tineri pentru Misiune. Vin de asemenea și păstori și fiecare săptămână are o altă temă, cum ar fi inima de tata lui Dumnezeu, natura și caracterul lui Dumnezeu, renunțarea la drepturi, centralitatea crucii și toate aceste teme au ca scop ca să-l apropie pe tânăr de Dumnezeu. Această școală vrea să-l aducă pe tânăr mai aproape de Dumnezeu, să întărească relația lui cu Dumnezeu, să lucreze în echipă și să îl facă un lider în misiune. Următoarele 2 luni ale școlii conțin partea practică. Am lucrat cu biserica locală din Mediaș, pentecostală și baptistă, în care am putut să lucrăm împreună ca și lucrători. Și misiunea pe termen mai lung a fost în Iordania cu o biserică de acolo, am lucrat cu refugiații sirieni. Ca și locație în România, cu DTS-ul, e o prescurtare din engleză, e aceeași școala de ucenicie. Ca și locații sunt Constanța,
Iași, Târgu Mureș, Republica Moldova face parte cu noi, Craiova, noi din Mediaș, Cluj. Este o școală în care fiecare dintre noi ne apropiem de Dumnezeu, ne punem un timp deoparte să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Să învățăm despre El, să învățăm diferite lucruri, de exemplu, auzirea vocii lui Dumnezeu. Noi, ca și creștini, avem nevoie de auzirea vocii lui Dumnezeu și asta este doar un exemplu. Centrul TPM Mediaș s-a concentrat pe formarea tinerilor români pentru a merge în misiuni transculturale. Școala Internațională de Ucenicie dorește să formeze tineri care să fie o binecuvântare pentru cei fără speranță și fără ajutor. Școala de ucenicie care se focalizează pe formarea ta sau formarea caracterului tău, dincolo de învățătură și dincolo de cunoștințe, formarea caracterului și relația personală cu Dumnezeu. Una dintre cele mai mari provocări pe câmpul de misiune este cum reușești tu personal să te menții, să te automotivezi, mai ales dacă ești într-o zonă unde îți lipsește anumit tip de comunitate, de genul biserică, grup de casă. Sunt misionari, am întâlnit, care sunt în astfel de zone, unde sunt foarte izolați. Ei trebuie să se hrănească ei pe ei. Ei trebuie să cânte, ei trebuie să se roage, ei trebuie să predice, pentru ei vorbesc. Prin cursurile astea și în special prin cursul de ucenicie, școala de ucenicie, vrem să-l ajutăm pe om să învețe aspectele astea, să crească singur și să aibă o relație personală cu Domnul, nu doar acum, ci să învețe cum să crească și cum să fie cu Domnul pe perioadă lungă. O nouă ediție a Școlii Internaționale de Ucenicie va începe în 28 ianuarie. Mai multe informații găsiți pe site-ul tpmmediaș.ro. Suntem entuziasmați de ceea ce va face Dumnezeu în noi, prin noi și prin tinerii care vor veni la această școală. Dorim ca Dumnezeu să deschidă tot mai multe uși și Dumnezeu să ridice o generație care să-L arate pe El, o generație care să glorifice numele Lui. It's time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Decizia președintelui american Donald Trump de a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim și implicit de a recunoaște orașul sfânt drept capitala Israelului a provocat un val de reacții în întreaga lume. Liderii israelieni au primit anunțul cu bucurie, dar lumea musulmană și-a exprimat nemulțumirea față de această decizie. Organizația Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție ce respinge hotărârea Statelor Unite, care a fost votată de majoritatea țărilor membre. România se află printre cele 35 de state care s-au abținut. În urma acestei poziții, prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a mulțumit președintelui Klaus Iohannis pentru votul de abținere, la fel cum a făcut și ambasada Palestinei la București. Din punct de vedere al relațiilor istorice cu statul evreu, România a recunoscut Israelul imediat după înființarea sa în mai 1948, iar după numai o lună au fost stabilite relații diplomatice între cele două țări. Relația dintre România și Israel este o relație specială. În termeni politici, a spune că e o relație strategică și așa și este, care are o explicație istorică, explicație politică și înainte de 1989, o relație în care comunitatea evrească din România, dar și evrei originari din România care trăiesc în Israel, reprezintă o puntă de legătură extraordinară. La toate acestea se adaugă fundamentul creștin al României. Statul Israel are nevoie de sprijinul statelor aliate creștine. Și România, da, este un stat care are un parteneriat strategic cu Israel și este o țară creștină. Sunt lucruri care funcționează chiar foarte bine, și economic, și militar, și diplomatic, dacă vreți. Ar trebui mai mult vorbit și discutat și pentru că oamenii simpli, oamenii care au alte preocupări de viață cotidiene, nu sunt preocupați neapărat de lucrurile astea. Și atunci, cred că ar trebui mediatizat mai mult istoria, relația noastră cu statul Israel. Oamenii și națiunile care au susținut poporul evreu au binecuvântarea lui Dumnezeu, iar biserica este chemată să binecuvânteze Israelul.
I want to encourage the church to trust God for the impossible. Maybe there are some statements from politicians that we do not want to line up with Israel, but I would not take this as the final word. The last word in every nation is the word that God has in heaven. So I want to encourage the church to plead with God, to call forth even days of fasting and to seeking the Lord in order that your nation will line up with God's purposes in regard to the nation of Israel. And I know that God is a prayer answering God.